Dr. James Barry s-a născut Margaret Ann Bulkley în jurul anului 1789 în comitatul Cork din Irlanda, într-o perioadă în care femeilor le era interzis să primească prea multă educație și nu aveau voie să practice medicina. Când era încă adolescentă, se credea că Margaret ar fi fost violată de un unchi și ar fi născut un copil, pe Juliana, care a fost crescută de mama ei. Margaret a vrut mereu să urmeze o școală și să facă orice dincolo de ceea ce era permis unei femei în acele timpuri. În cartea James Barry, A Woman Ahead of Her Time, autorii Dr. Michael Duprez și Jeremy Dronfield povestesc viața lui Margaret, începând cu perioada în care avea 18 ani, când familia ei a sărăcit. Margaret s-a mutat cu mama ei la Londra, unde cea din urmă avea un frate pe nume James Barry, academician regal și pictor. Cele două i-au întâlnit pe prietenii lui Barry, inclusiv pe generalul Francisco de Miranda și pe David Stuart Erskine, contele de Beauchamp. Cel mai probabil, Barry a jucat un rol important în punerea în practică a planului potrivit căruia Margaret era menită să urmeze o școală și o carieră în medicină. James Barry a murit în 1806, lăsându-le celor două suficienți bani pentru a se putea descurca. 3 ani mai târziu, Margaret Barkley a început să-și schimbe garderoba și să se identifice ca James Barry, mutându-se din Edinburgh. Tânărul Barry s-a înscris la Facultatea de Medicină în 1809 și și-a modificat vârsta pentru a putea trece drept un băiețel. Zvonurile au început să curgă, deoarece statura mică, vocea feminină și corpul firav și pielea netedă i-au făcut pe mulți să creadă că Barry ar fi prea mic pentru a putea urma o facultate de medicină. Când lui Barry nu i s-a permis să stea la examinări, pentru că bănuiau că era prea tânăr, a intervenit Lordul Erskine. Așa a obținut o diplomă de medicină la 22 de ani. Ulterior s-a înrolat în armată ca asistent chirurg, unde încă o dată vârsta lui a fost pusă sub semnul întrebării, dar în cele din urmă i s-a permis să participe. Barry și-a început cariera militară pe 6 iulie 1813 ca asistent în armata britanică și a fost promovat ca asistent de chirurg, echivalentul locotenentului. A slujit în Cape Town, Africa de Sud, timp de 10 ani, unde s-a împrietenit cu guvernatorul, Lord Charles Somerset. Unii cred că Somerset știa secretul lui Barry. Evident, au circulat 10 de zvonuri despre natura relației lor. Au fost înființate comisii care să investigheze scandalul, dar ambele părți au fost ulterior exonerate. Poate pentru a prelua o personalitate masculină stereotipă, sau poate pentru că asta era de fapt adevărata lui natură, Barry dădea dovada unui temperament greu de stăpânit. Obișnuia să arunce cu sticle cu medicamente când se enerva și chiar ar fi participat la un duel în care niciuna dintre părți nu ar fi fost rănită grav. Abilitățile medicale ale lui Barry au fost fără cusur. A fost un chirurg foarte priceput, primul care a efectuat o operație de cezariană de succes în Imperiul Britanic, unde atât mama cât și copilul au supraviețuit. A fost dedicat reformei sociale, militând împotriva condițiilor insalubre și administrării defectuoase a cazărmilor, închisorilor și azilelor. Barry a fost trimis în Mauritius în 1828, unde a intrat în conflict cu un coleg chirurg. A fost arestat și trimis la curtea marțială sub acuzația de comportament nepotrivit al caracterului de ofițer și gentleman, dar a fost declarat nevinovat. În 1857 a primit gradul de inspector general responsabil de spitalele militare, echivalentul generalului de brigadă. Din această poziție și-a continuat luptele sociale pe care le purta, fiind convins că anumite lucruri trebuie să se schimbe în Marea Britanie. Dr. James Barry a murit din cauza dizenteriei în data de 25 iulie 1865.